Ce ți-a spus la cec? Păi i-a zăzut doar și mi-a spus, să răzbat, că aici nu se votează, adică mă trebuie să caut un punct unde ar putea să votez. Și mata, unde ai reședința? Eu nu am, cum, n-am. Deci n-aveți reședința aici? N-am reședință, adică caut. Dar măcar acte de identitate, cine vă elibera? Dar cine le-a eliberat? Ce secție? Păi, încă la Ciocana, când trăiam la Ciocana, asta a fost. În 2005. Eliberat. Cum ziceai că se vede Moldova din străinătate? Dacă ai vreun program televiziune, adică vezi. Adică ori dacă ai internet, poți să uiți, mai postează cineva. Dar despre politicieni cunoști? Ești informat? Adică știi care și ce promite? Nu, așa puțin, nu prea. Nu prea. Nu știu, știu că sunt mulți, sunt vreo 14 candidați, da? Dar nu știu fiecare. Hai să încercăm, da, să vedem dacă te prindes. Ai zis că ultima dată aici ai votat. Da, da, da. Ai mai fost la alte secții sau asta e prima? Nu, eu am mai fost într-un loc. Și tot așa ți-am acolo, zis că... Acolo mi-au spus, adică trebuie să mă... Să am înscriere, așa mai departe. Nu mă, bă, și le-ai explicat, le-ai explicat că nu aveai înscrierea. Da, eu le-am explicat că nu aveai, că ei n-au dreptate, adică nu trebuie să niciun înscriere. Ați văzut cum doar cum. Adică... Și ai semnat o declarație? Păi da, ați văzut. Cu proprie răspundere? Da, și mai mult nu votez. Că votez o singură da, dată. Da, absolut corect, da.